Hai să vedem repede tema. Da. E ok structura. Aici ar fi trebuit grinzile astea să iasă mai mult în afară. Da. N-ar fi stricat nici nodurile să fie un pic mai strong. Merge. Pentru începători e foarte ok. Ia. Da, un pic mai mult la umbrițe. Da? E prea uniform. Asta ar fi note de simulări. Da? Ca simulare, nu ca planșă. Păcat, e foarte ok perspectiva. Aici ar fi trebuit să fie un pic de umbrițe ceva, știi? Păcat că e foarte bine aici. Da, aici e, da? Încă jumătate de oră dacă ar fi stat. Da. Da, și asta ar fi fost bine să fie un pic mai subțire, dar merge. E foarte bine. Se apreciază efortul, da? Să fim atenți cu tot așa cu proporțiile, cu, da? Foarte bine. Da, ăsta lipsește. E în regulă. Adâncimea nu mai este foarte bine. Ci mă bucur când văd că intră în creier acolo, da? Da. Da, e ce trebuie. Corespund cele două, e sensibil făcut. Da, ziceam să nu refaci. Să continui planșa. E bine. În principiu ar trebui un pic mai texturat. Știi, să se vadă textura aceea de umbriță. Da, și peștișorii ăștia. Ăsta chinuitul de aici. Da, are și el niște lucire, are niște solzișori, are niște chestii, da? Nu e rău. Dar e loc de mai bine la partea asta de expresiv. Oricum, nu mai ai desenul la mort. Uite, se simte. Vezi? Se simt curburile astea cum se duc foarte bine. Oh, am făcut downgrade, nu? Bine. Vezi aici structura, da? Aici nu e rău. Mă bucur că a aplicat corectura și ideea asta e foarte bună. Da, cum se duce așa, da. Da, ai tu niște o stare mai mulți ochi, scârbos, da? Atenție să nu mai faci de astea. Da, aici e o problemă mare. Ai tu niște sensibilități ale tale, da? Da? Trebuie și educate un pic. E păcat, dar încearcă să nu creezi iluzii de astea optice. Ștefania, da. Foarte bine. Cât ai putut tu să scoți aici, da. Aș fi vrut totuși ca priorii ăștia să iasă un pic mai în afară, da? Și să aibă aici diagonale. N-a venit stâlpi, n-a venit nici crești, pardon. Vă place vouă chestia asta, asta e de pus ștreangul, da? Nu vrem ștreangul, vrem crești. Dar mai uită-te odată la rezolvare. Vezi că te-ai prins aici că e diferit, știi, da? Aici e un pic grav. Ia uite ce respiră. Zici că e o căpușă. Na. Nu mai îmi preda desene fără hașură. Insistați voi neapărat să avem discuții? Se trec pe listă. Da, foarte bine. Deci cineva care nu... Bine, în continuare avem astea. Să vină mai sus un pic leștește. Da? Nu avem discuții majore. Foarte bine. Adâncimea e o chiuță, da. Foarte bine. Dacă asta fi fost simularea, aici astea sunt un pic prea... E păcat că aici e bine, știi? Dar trebuie un pic mai... E prea... Te-ai putea scoate ca efect, știi? Aici arăta că ai grafică și aici arătat că n-am mai avut timp, știi? Da, foarte bine. Foarte bine, da. Chenăraș. Da. Da. E bine, da, nu te arunca pe chestiile astea, că nu astea sunt esențiale. Da? Sistemul de structură este. Da? În continuare nu avem grinzi. Da? Este cel mai mare păcat posibil să stai să lucrezi atâta și să lucrezi altceva care oricum nimănui nu-i pasă, știi? Am văzut asta nu e atât de importantă. Da?
foarte bine. E un pic ciudat de senul ăsta, dar e bine. Și ca adâncime și ca tot. E un pic aici ciudat. Zici că ăsta crește ca o sculptură, știi? Fă și tu separat. Punem aici o clapetă dacă e. Da? Unde e simularea, Dragoș? Am, dar vară, cred că voi rămâne cu 10 elevi să-mi bat picioarele dacă... Unde e simularea? Foarte bine. Da. Foarte bine. Da. Da. E bine. E un pic în legea ta făcut, dar e bine. De ce mă refer în legea ta? Hai să încercăm să scoatem un pic din geometrie. Da? Foarte bine, să știi. E foarte multă muncă de asta de umplutură. Da? Încearcă să te concentrezi pe ce e important, pe piesele principale. Da? Da, foarte bine. Da, e și bine și rău. Încearcă să te axezi mai mult pe umbre. Cam mici astea. Da? Îndusesc aici din elementele structurale. Și vezi lungimea asta să fie și, să fie și pe verticală, da? Nu e rău ce e aici, să știi. Scărița asta e un pic ciudată că te urci așa pe... Dar înțeleg. Un pic cam adâncă, să fii atent la chestia asta, da? Atenție cu proporția adâncimii. Da, am mai văzut pe asta. Paula, da? Da. Un pic cam agresiv. Încearcă să ai pe jos un pic mai clar. Nu mai vrea desene nehașurate. Ramira. Iar ne ducem în discuția aia, în discuțiile alea, nu? Foarte bine aici. Dar atenție să fie un pic mai clar, da? Da, nu e rău ce avem aici. Aici e un căcat. E hașura asta foarte mult, dar, da? Mai întărește și tu desenul de linie din când în când, da? Da. Da. Așa, Dragoș, e un pic prea în afara normalului, da? Ca să poți să notezi. E păcat că tu ai niște calități, dar aici gata, s-a pierdut, știi? Hai să încercăm să construim ăștia un pic mai... Știi? Facem aici un pește diabolic, da? Prea mâzgărit. Așa. Foarte frumos. Îi lipsesc umbrițele. Ce sensibilități avem. Aici a luat foc și a rămas așa, da. Bine. Foarte bine. Da. E ceva interesant amestecat cu ceva ciudat. Foarte bine. E o simulare foarte ok pentru cineva care face de un an. Nu mai preda și tu nehașurate, da? Dă și tu acolo un fundal mic. Da? Foarte bine. Stai așa un pic. Da, tot în zona aia, da, e ok. Prea agresiv. Se svergeturi, chestii. E o meduză. Prea coloratul ăsta e prea...
Singurul mod cum tu poți să mai salvezi planșa asta e să începi să-i dai cu, știi, cu d-asta, cu negru, da? Nu era simularea asta. Da, bine, are niște chestii ciudate, dar merge. O, acum o să-mi arăți desen cu desen. Greu cu cine vii. Da. Vezi că dacă vrei la facultate, la Cluj, la Timișoara, se pune foarte mult accentul pe nota de bac. Dacă tu ai 6 și ceva la bac, trebuie să iei din 60 de puncte 55, cam așa. Am avut pe cineva cu 7,50 la bac și de-abia a luat 53 de puncte din 60. Adică mult, știi? Mamă, ce aici. Nu sunt rele, dar nu înțeleg de ce nu sunt pe planșe. Nu știu cum să notez chestiile astea. Deci ar putea fi bine. Da? Dă și tu umbrele astea să curgă un pic pe volum. Deci e tot în zona aia de 6 la, se tot adună, da? Ce mai expediat desen pe care l-am văzut, da? Dar e bine măcar aici că e făcut. Nu mai preda și voi astea nehașurate. E prea adânc, Anca. Nu. Ce-o fi mintea voastră că tata mă întreb. Când ne faceți așa de umplutură doar? Da? Se fi trebuit să aibă un pic mai mult... Știi ce zic? Un pic mai multă... chestia de aia de lucios. Da? Un pic cam substandard. Accente ceva. Da. Nu rău. Deci e pentru găini. Pui la uscat fețele de pernă. Nu le lăsa și tu nehașurate așa, care arată ca... Da? Andra, nu mai preda desene nehașurate. Vezi că e excepția pe anul ăsta. Voi chiar vreți să o tăiem așa, vreți să fii pe listă, da? Un pic cam uniformă hașura, să fii atentă la chestia asta. Trebuie să fac o grupă specială de cine e retard și îmi plătește de 3 ori mai mult. Taxa de retard, nu? Da? Cine nu înțelege ce are o temă, cine nu... Știi? Nu înțelege corectura la 20 de minute. Oamenii ăștia, că să le explici. Să nu bage degetul în priză, știi? Foarte bine aici, da? Foarte bine. Da. Foarte bine. Asta e că tu nu mai știi. No. 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 Ma. No. Foarte bine, da. Și ca adâncime e ok, dar un pic pufoșenile astea sunt un pic pufoase. Da. Am putea să-i dăm un pic mai mult o reflexie aici pe sol, știi, ceva să fie mai ancorat de sol. Nu e rău. Cât de bine am putut noi să facem, da. Da, foarte bine. Și aici, măsura posibilităților, eu înțeleg perfect, da. Da, foarte bine. Nu e rău minimalismul ăsta, dar un pic de tot mai ancorat de sol, iarăși, da. Foarte bine. E ce trebuie. Da, să știi că e un desen ok ăsta.
E la limită, dar s-a întâmplat un declic, să știi, la tine. Ai început să dai hașura asta mai multe feluri. Chit că e... Și ce o sensibilitate, da? Da, e, lipsește un pic umbra aia. Da, e bine. Asta pare dintr-o ilustrație, niște cărți de copii, da? Foarte bine. Da? Aici începem să avem vești bune. Chit că e încă un pic ciudat stilul. Da, e bine. Lipsesc umbrele. Și poți să desenzi mai mic, Denisa, că te chilărește să desenzi așa de mare. Da. E și bine și e și rău. Trebuie să ai suprafețele astea mai clare. Da? Foarte bine. E și bine, e și rău. Da? Foarte bine. Foarte bine. Uite cineva care... Nu vă mai fac complimente, cine știe ce. Surprize, da? Foarte bine. Diana, da? Da. Ia... Asta e partea aia cu... Da, aici e bine, dar vezi structurile să fie pe verticală, da? Nu e rău aici. Dar nu înțeleg de ce nu e hașurat asta. Nu e rău. Să știi că nu e rău deloc. Dar nu cred că a aplicat nimic la incorecturile care ți le-am zis, nu? Să poate puțin de tot pe aici. Mă refer la partea asta de jos și la umbră, da? Fii și tu mai, da? Normala, zice, de bun simț. Nu e rău. Ce bine. Artist așa. Da? Foarte bine. Deci, da. Nodurile astea n-ar fi ca așurate și astea pe verticală, da? Începe. Da. Și aici nu e rău, dar nu prea văd de ce nu e hașurat asta, da? Încearcă să-i dai muchile astea mai întărite. Mai cu accente, Bianca. E bine că sunt ei happy măcar, nu? Da. Da. Da, foarte bine. Da. Foarte bine. Nu fi chiar de 8.50, dar e peste 8.40 în zona aia. Perspectiva asta e foarte ok. Da, nu am ce comenta. Fiscal Liviu, da? Aici e un pic de tot prea agresiv, dar e bine. Prea muzgălit așa. Marcus, da, dar poți să pui și tu niște galben, să știi că nu... Absolut nimeni nu se supără. Da? Poți să le colorezi un pic... Eu înțeleg că vrei să fii finuț la chestiile astea, dar, da? Poți să le colorezi și tu un pic mai cum trebuie, da? Nu e rău, să știi. Foarte bine. Da. E ciudat așa, de bine. E bine. În zona aia de la limită. Să întărim conturul un pic. Asta și făcut, da? Da. Foarte bine. Un pic de tot la limită. Atenție cu accentele astea, trebuie să dai prea plate. Să dai și tu accentele din prima. E o chestie care trebuie să se deblocheze în obișnuința voastră. Nu e rău, să știi. Suntem un pic... Fiește ăștia bine făcuți. Un pic de tot fricoșătoare pe asta. Da, merge. Pușcărie. Aici este bine, să știi. Măcar da, de progres. Sunt un pic astea ca niște chestii ciudate, dar e progres. Clar e progres. Trebuie aici un punct focal, știi, și mai puțin cu ciudățenile astea.
Ce case de seans lucruri care au carne pe ele. Da? Foarte bine. Da. Lipsesc nuielele alea pe lung. Da. Da. E bine. De lipsesc umbrele. Da? Fără umbre nu prea merg volumele astea, să știi. Lorena, da. Foarte bine. Uite, tu ești în standard acolo, da? Foarte bine, poate chiar mai mult, că numerește ce trebuie acolo, da? Foarte bine. Da. Aici iarăși e prea agresiv. Să fim atenți să nu mai dăm așa agresive, da? Prea mult. Maria, foarte bine. Să mă uit aici un pic. Da. Foarte bine. Da. Atenție să fie totuși teu și e chiar astea, da? E ciudat, dar e bine. Da? Tu începi să fii unde trebuie, da. Da? Da. Stai să mă gândesc așa un pic ce e pe aici, da. Foarte bine. Prea mare. Eu înțeleg că tu vrei să faci bine, dar e bine axonometria, sunt bune astea, dar încearcă să nu le mai faci atât de mari, da? E prea multă muncă. Nu e rău. E ceva interesant în desenul ăsta. Mamă, ce aici? Măcar sunt hașurate, da? De ok. Da. Da, nu e rău. Foarte bine. Pune și tu biteul aici, da? Ca să putem să scoatem un prim plan din ăsta. Da? Știi tu la ce mă refer, da? Să fie un pic mai cu ceva pe acolo. Da, vezi, e păcat, arată atât de bine asta, dar nu e dusă până la capăt, știi? Nu? Nu e păcat așa? Nu trecem și noi de 8-ul ăla? Laura, să știi că nu e rău ce e aici. Da, foarte bine. Foarte bine, bravo. Da, este. E. Da. Ai pus tu pe aici niște veiuze? Da. Dăm pizze, da. Foarte bine. Și aici am... Da, e o pictură. E o pictură falsă. Bine, ok. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine și aici. Ne se împarte în două categorii pregătirea asta. Retarded, care nu știu de ce, și foarte bine. Da, foarte bine. Foarte bine. Mai conservator așa un pic, dar e ok. Se simte tensia. E sub Liviu și Alexandra. Foarte bine. Un pic continuă să fie plat, dar menține direcția, da? Asta să zicem că nu așa. Wow. Este un căcat. Fantastic. Imediat.